sigur că de la față ce ai ținut asta, și Facebook poți selectezi, de exemplu, să găsești companie și grup cer de 30-40 ani, poți selectezi ca doar persoanele să te vadă. Poți când creezi o companie publicitară, poți targeta după nivelul diversit, adică după vârstă, după gen, trebuie să targeta după țară. Trebuie să targeta după dacă ei sunt într-o relație, adică dacă este, dacă este în căutare de o fată, dacă este în căutare de un băiat, dacă are studii superioare sau nu, dar este mai puțin reclamant, că puțin cine scriu că au studii superioare sau au studii medii. Și puteți selecta chiar după fanpage-ul. De exemplu, vreau ca numai cei care Michael Jackson care ascult, numai pe Michael Jackson să vadă pe niște ale mea. Cred că vor fi numai un minimum. Da, cam așa. Dar dacă, de exemplu, ne-am făcut cu ceva tipul 1, special pentru probleme. Și s-au primit cam probleme din Moldova, am terminat vreo 600 și ceva de persoane. Dacă atarii sunt mult mai mulți, numai că sunt ascunși în da. Restul. Și greu să-i găsești, adică ei dacă au pus like la pe limbajul lor de programare, apoi eu pot să-i găsesc, iar publicitatea asta. Dacă el pur și simplu s-a registrat și n-a pus nimic de genul ta, n-am pot găsi și n-am pot promovare. Trebuie la general să pun pe campanie. Dar cei 700 care au pus target și au pus publicitatea au fost în CTR, adică au fost în multiplic. Vreo câteva clipuri au fost, dar au fost mai eficiente decât la ceilalți general. Și mult mai eficient astfel de promovare. Adică cu targeturi mici, dar cu câteva ținuri.